Acest program este sponsorizat de Superbet. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne-am reîntors cu o nouă ediție Mondial în Familie. Eu sunt Ana Maria Popescu. Și eu sunt Pavel Popescu. Și împreună știm la fel de puțin fotbal, dar ne bazăm pe concurenții noștri. Și începem... Păi avem primul meci al grupei H. Portugalia întâlnește Ghana. Portugalia întâlnește Ghana. În prima repriză, concurenții trebuie să găsească 5 răspunsuri corecte. Pentru fiecare avem câte 3 indicii. Răspuns după primul indiciu, iei 3 puncte. 2 puncte după al doilea indiciu, 1 punct după cel de-al treilea indiciu. Cine are cele mai multe puncte va conduce cu 1-0 pe tabelă la pauză. La egal, avem scor alb. În repriza a doua, concurenții trebuie să decidă care dintre cele 10 afirmații despre istoria fotbalului sunt adevărate și care sunt false. Fiecare răspuns corect înseamnă un punct, iar cine câștigă proba va pune pe tabelă diferența de scor. Scorul maxim al reprizei a doua poate fi 5-0. Așa că oricine este condus la pauză poate întoarce meciul. Dacă ambii concurenți răspund la fel, punctul se decide printr-un penalty executat de cel care s-a anunțat primul. Pentru că este un show despre fotbal, vom ține scorul cu mingi. Pe lângă titlul onorific de campion mondial, cuplul care va câștiga concursul va merge chiar în Qatar, într-o aventură VIP la unul dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului, Spania-Germania. Pentru echipele care se vor clasa pe locurile 2, 3 și 4, avem câte un televizor de ultimă generație de la Hisense, sponsor oficial al mondialului din Qatar. Finalistul va urmări meciurile de la Mondial la un televizor LED cu diagonală de 140 de cm. Echipele care vor juca finala mică vor pleca și ele acasă cu un televizor. Sunt cele pe care le vedeți aici în platou. Avem un televizor premium și pentru dumneavoastră, cei de acasă. După ce urmăriți acest episod, intrați pe pagina de Facebook a TVR și găsiți acolo concursul și regulamentul acestuia. Indiciu, prima întrebare pentru 3 puncte. A participat la 10 competiții majore cu Argentina, dar singurul trofeu câștigat a fost Copa America în 2021. Lionel Messi. Răspuns corect, bineînțeles. Răspuns corect și începem cu 3 mici pe stativ pentru Portugalia. Ce mai știm despre domnul Messi? Eu știu că este... 7 baloane de aur. Joacă bine. Asta e important. Și pe partea noastră, da. Și cele mai multe baloane de aur. Da, și e și golgetul all-time al Argentinei cu 86 de goluri. La cât mai multe, zicem, de la noi de aici să fie oricâte. Hai să mergem la cea de-a doua întrebare. Această națională a câștigat meciul secolului împotriva Germaniei de Vest, scor 4-3 după prelungiri la Cupa Mondială din 1970. Italia. Într-adevăr, Portugalia pune încă 3 mici pe stativ. Și portarul Italiei atunci? Bonisegna. Dinozof. Care era cel mai vârstnic portar? Dinozof a fost cel mai vârstnic portar în 82. Cel mai vârstnic jucător care a câștigat un titlu mondial. În 82. Exact așa. Și mai scrie aici că această națională, da, în 82 învingea Germania de Vest cu scorul de 3-1 în finala campionatului mondial. Spania. Gata. Am completat acest puzzle. Mingile sunt la locul lor. Hai să vedem cea de-a treia întrebare. Această echipă de club din Germania a dat unul dintre golgheterii Cupei Mondiale din 2010. Te rog, Portugalia? Bayern München. Da, noi suntem cu aprobările, de fapt. Pentru asta suntem noi aici. Încă 3 mingi pe stativ. Cea de-a patra întrebare. A fost capitanul Senegalului la prima participare din istorie la Cupa Mondială, în 2002. Încă un indiciu. Antrenează naționala Senegalului din 2015 și a reușit să o califice la cupele mondiale din Rusia și din Qatar.
Dacă greșesc, Diop. Diop? Răspunsul este greșit. Portugalia, te rog să lași mingea jos. Ultimul indiciu. Scrie istorie și ca selecționer. Senegal a luat singurul trofeu din istorie, Cupa Africii, cu el pe bancă. Nu avem niciun răspuns. Cumva Portugalia ți-a adus aminte între timp, nu? Este vorba de Aliou Cissé. Nu, nu-i spune. Da, mă mir. Îmi spune ceva numele, dar... Deci nu, mai de multe reținut. Meciuri. Mai multe meciuri de văzut în Cupa Africii și aducem alte mingi pe stativ. Ultima întrebare, nu? Da. Acest jucător este ultimul brazilian care a câștigat balonul de aur. Te rog? Neymar. Răspunsul este greșit. Portugalia? Ronaldinho. În păcate, răspunsul este greșit. Nu lăsa mingea jos. Ghana, ieși tu din nou în joc. Transferul lui la Real Madrid din 2009 a fost, timp de câteva săptămâni, cel mai scump din istorie. Ronaldo. Din păcate, răspunsul este greșit. Te rog să lași mingea jos. Avem un ultim indiciu. A impresionat la AC Milan, alături de care a câștigat Liga Campionilor în 2007. Nu avem nici din partea Ganei vreun răspuns. Caca. În afara concursului. Caca. Exact, despre el este vorba. Nu mai aduce nicio minge pe stativ, dar cred că sunt suficiente cât să încheiem repriza. Cu scor 1-0 pentru Portugalia. Adevăr! Portugalia este una dintre echipele favorite ale mele la acest turneu final. Sper să fac o figură bună. Nu este favorita favoritelor, dar să ajung acolo între primele și ne garanteze un spectacol frumos, așa cum a dovedit în ultimii ani prin fotbal pe care l-a arătat. Mă simt destul de emoționată să reprezint Ghana. Din cauza faptului că nu am nici cea mai mică idee și nu știu absolut nimic despre această țară. În prima repriză a meciului cu Ghana ne-am făcut viața ușoară, am dominat așa cum stabilisem înaintea meciului, tactica, încă de la vestiare. Ne-am întors de la vestiare să înceapă repriza a doua. Pregătiți, domnilor? Da. Prima afirmație. Argentina a pierdut mai multe finale de Cupă Mondială decât a câștigat. Afirmația este adevărată. A câștigat 2, a pierdut 3. Asta înseamnă că amândoi au răspuns greșit, asta știu sigur, dar Ghana a fost cea care a ridicat prima fanionul și are dreptul la un penalti. Cea de-a doua afirmație. Cea mai bună clasare a Uniunii Sovietice la Cupa Mondială a fost la ediția din 1970. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. În 1966 au terminat pe locul 4. Felicitări lor. Aici eu trebuie să recunosc că n-am fost atentă cine a ridicat primul fanionul. Răspunsurile au fost corecte, dacă m-a ajuns tu sau colegii de la VAR. Eu... Portugalia este cea care a ridicat prima fanionul și are de executat un penalt. Un penalt. Cea de-a treia afirmație. Germania a disputat două finale de Cupă Mondială încheiate cu scorul de 3-2. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. A câștigat-o în 1954, a pierdut-o în 1986. Și te rog, Portugalia, să pui o minge pe stativ. A patra afirmație. Campioana mondială cu cei mai puțini marcatori la un turneu final este Spania. Adevărat sau fals? Afirmația este adevărată, doar 3 marcatori. În 2010, Vilia, Puyol și Iniesta. Felicitări lor, iar la noi în platou Portugalia are încă un penalti de executat pentru că ambele echipe au dat răspunsul corect. Și ultima afirmație. România a întâlnit țara gazda a Cupei Mondiale la 3 turnee finale. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă, doar la 2, în 1930 și în 1994. Și mie mi se pare că tot Portugalia a ridicat prima steagul.
Se pare că Portugalia. Se pare că Portugalia mai are de executat încă un penalti, dar până atunci să le primim cu aplauze pe doamne. Prima ediție a Cupei Mondiale, cea din 1930 și ultima, disputată în 2018, au avut finale încheiate cu același scor. Afirmația este adevărată. Uruguay-Argentina scor 4-2 și Franța-Croația scor 4-2. Felicitări, Portugalia, te rog să pui o minge pe stativ. Diego Maradona nu a marcat niciun gol în finala Cupei Mondiale din 1986. Afirmația este adevărată. Ambele concurente au răspuns greșit, dar Ghana are dreptul la un penalti. Africa a dat un gol getter la Cupa Mondială. Afirmația este falsă. Doar jucători din Europa și din America de Sud au fost golgheteri la Cupa Mondială. Te rog, Portugalia, să pui încă o minge pe stativ. Doar o dată s-a întâmplat ca două ediții la rând ale Cupei Mondiale să se dispute în afara Europei. Afirmația este adevărată. Africa de Sud în 2010 și Brazilia în 2014. Te rog, Ana, să pui o minge pe stativ. La Cupa Mondială din 2002, Brazilia a fost naționala cu cele mai multe meciuri fără gol primit. Afirmația este falsă. Germania a fost cu 5. Ghana a fost cea care a ridicat prima panionul și mai are de executat încă un penalti, așa că să mergem la firul ei. Totul în regulă. Medicul, să intre echipa medicală. Pare că nu este nevoie. Pare că nu este nevoie. Portugalia a apărat acest penalti și acum are de executat. Hai să vedem. Da. Direct în plasă, te rog, Portugalia, să pui o minge pe stativ. Prins în febra jocului, a uitat. Și cel de-al doilea penalti executat și marcat de Portugalia, încă o minge pe stativ și hai să vedem și ultimul penalti. Își face treaba, aduce și a treia minge pe stativ după această rundă de penaltiuri și să le vedem pe doamne la treabă. Hai să vedem, Portugalia este puțin în poartă. Mai pe linie, vă rog. Ghana execută. Pe ce mingea sare din mâna portarului în poartă, te rog, Ghana, să pui o minge pe stativ. Hai să vedem și cea de-a doua execuție. Și apără! Apără acest! Doamnele, și tot cer scuze aici în platou, dar noi putem deja să celebrăm prima victorie din grupa H. Prima victorie din grupa H cu scor 5-0. 5-0 Portugalia, Ghana. Ambele reprize în meciul cu Portugalia au fost groasnice, proaste, rău de tot. În repriza a doua am intrat poate puțin mai deciși și am reușit să facem o diferență mai mare, astfel încât 5-0 zic eu că a fost un scor mai mult decât mulțumitor. Nu mi-a plăcut meciul cu Portugalia, că am pierdut. N-am apărat penaltiul și nu mi-a plăcut. Meciul cu Ghana a fost spectaculos prin prisma cunoștințelor pe care le are soțul meu și pe care le-a studiat intens privind sportul încă de mic copil. Așa, iar la faza cu penalti am avut un pic emoții în ceea ce privește apărarea. Am avut o soție super tare în poartă și
plus faptul că ne-a adus un mare avantaj în repriza a doua. Noi suntem o echipă adevărată, suntem împreună și la bine și la rău. În meciul acesta s-au aliniat toate planetele și ne-au ieșit totul exact așa cum trebuie. I-am bătut din n-au știut ce cu ei, l-au sunat apa în cap. Portugalia, Ghana, 5-0, a fost bine, mergem înainte. Revenim cu următorul meci. Felicitări! Primul quiz show dedicat campionatului mondial aici în platou la TVR și cu un nou meci în care se întâlnesc echipele Portugalia și Coreea de Sud. Baftă tuturor! Primul indiciu pentru 3 puncte. În 2005, acest jucător a devenit primul italian din istorie care a câștigat gheata de aur. Te rog. Del Piero. Nu este Del Piero. Te rog să lași mingea jos. Dar pot să spun că Del Piero e fotbalistul meu favorit. Pentru 2 puncte. A fost golgeter în Serie A cu Fiorentina și Verona, dar și în Bundesliga cu Bayern München. Te rog, Portugalia. Close. Vislav Close. Păcate, răspunsul e greșit. Te rog să lași mingea jos. Coreea, reintri în joc pentru ultimul indiciu, care sună cam așa. În 2006, când a fost campion mondial cu Italia, a marcat 2 goluri, ambele împotriva Ucrainei, în sferturile de finală. Te rog? Francesco Totti? Nu este vorba de el, este vorba de Luca Toni. Luca Toni, da, care are fan la noi aici în Gradene. Hai să vedem. Momentan nicio minge pe stativ. Da. Avea a doua întrebare. A fost desemnat de 4 ori la rând cel mai bun jucător african între anii 2011 și 2014. Te rog. Yaya Touré. Răspuns corect. Fix, el e. A câștigat și 3 titluri în Premier League cu Manchester City. Și a mai jucat cu coasta de fildeș la 3 ediții ale Cupei Mondiale și a marcat un singur gol în 2010. Felicitări lui, 3 mici pe stativ pentru Portugalia. Și a de-a treia întrebare. Este cea mai de succes națională în Cupa Africii, dar nu a reușit să câștige vreun meci la Cupa Mondială în 3 prezențe. Coreea, te rog. Egipt. Exact, Egipt este. Bravo! Care va aduce și vouă 3 mici pe stativ. Ia să vedem dacă știți, acum, doar pentru cunoștințele noastre, care este cel mai bun marcator din istoria acestei naționale? Salah. Hossam Hassan. Deși Salah e vorba aceea. Îl știu și ăștia ca mine. Și porecla acestei naționale este, bineînțeles, Faraoni. Așa este. Dar noi mergem la întrebarea cu numărul 4. Este singurul fotbalist care evolua în România și care a participat la Cupa Mondială din 2018. Radunovici? Păcate, nu este vorba despre el. A fost campion în Major League Soccer cu Los Angeles Galaxy și are 137 de meciuri în Naționala statului Panama. Poți ridica mingea? Acest portar a venit la Dinamo în 2016 și și-a încheiat cariera în România la 37 de ani. Nu sunt, nu, deci clar nu sunteți dinamoviști. Scapă numele. Pot să vă spun că îl cheamă Jaime Penedo. Penedo, știam ce că e ceva cu tot.
Exact. Doar că nu jucăm, cum se cheamă, spânzurătoarea. Eu spun o literă, tu spui o literă și așa mai departe. Hai să vedem, poate aveți mai multă șansă la ultima întrebare. A câștigat Cupa Mondială din 2002, Liga Campionilor în 2006, cu FC Barcelona și Copa Libertadores în 2013 cu Atletico Mineiro. Portugalia? Ronaldinho? Exact, Ronaldinho este! Și te aduce 3 mingi pe stativ. Știi că eu m-am întâlnit odată în viața mea cu Ronaldinho? Și eu știu, poți să le povestești oamenilor, că era în lift, nu aveai telefonul la tine. Da, eram la o cupă mondială acolo și cred că el juca la flamenco sau ceva de genul ăsta, chiar în Rio de Janeiro. Eram cu o colegă de-a mea și mai să leșinăm în pragul liftului când l-am văzut. Da, băiat de treabă, ne-a salutat, ne-a urat baftă la concurs, dar o poză n-am și eu de atunci. Da. Da, uite, mai am câteva indicii pe care o să vi le citim măcar. A marcat, ce a marcat? Unul dintre cele mai frumoase goluri ale Cupei Mondiale din 2002, în sferturile de finală împotriva Angliei. Și a fost aplaudat de suporterii Realului pe Santiago Bernabeu, într-un El Clasico în care a strălucit pentru Barcelona. E, asta chiar să te aplaude fanii echipei adverse mi se pare mare, mare lucru. Dar eu zic să-i aplaudăm pe jucătorii noștri și să mergem la pauză cu scorul de 1-0 pentru Portugalia. Mă simt mândră să reprezint Coreea de Sud, mai ales că muzica mea preferată este K-pop-ul. În partida cu Coreea de Sud ne-a făcut puțin viața cam grea în prima repriză. Trebuie să recunosc că am avut câteva perioade când am fost absent din joc, dar am reușit să dominăm undeva pe final și am încheiat iarăși în avantaj. Avem aici afirmațiile pentru domn. Repriza a doua începe acum. Pelé are mai multe goluri marcate în finalele de cupă mondială decât Zinedine Zidane. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Ambii au câte 3. Coreea de Sud a fost cea care a răspuns prima și are dreptul la un penalti. Cea de-a doua afirmație. Norvegia nu a câștigat niciun meci împotriva unei echipe europene la Cupa Mondială. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. De această dată, Portugalia este ceva mai rapidă. Chiar dacă ambii au dat răspunsul corect, Portugalia are de executat un penalti. Cea de-a treia afirmație. La Cupa Mondială din 1994, într-una dintre grupe, toate cele 4 echipe au avut același număr de puncte. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. Este vorba de Mexic, Irlanda, Italia și Norvegia. Au terminat în această ordine cu 4 puncte în grupa E. Răspuns corect pentru ambii jucători, dar tot Portugalia a fost cea care a ridicat prima fanionul și are dreptul la încă un penalt. Cea de-a patra afirmație. Lotul României de la Cupa Mondială din 1998 avea mai mulți jucători de la FC Național decât de la Steaua și Dinamo la un loc. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. 2 jucători de la Național, un singur jucător de la Steaua, niciunul de la Dinamo. Și o minge pe stativ în această repriză pentru Portugalia. Ultima afirmație pentru domn. Brazilia a pierdut ambele meciuri disputate contra Ungariei la Cupa Mondială. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată în 1954 și 1966. Și încă o minge pe stativ pentru Portugalia și le așteptăm pe doamne. Tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 1998 a avut loc pe un stadion. Afirmația este adevărată, se întâmpla pe Stade Vélodrome din Marsilia. Și Coreea de Sud a dat răspunsul corect și a avut și așa atitudine. Aproape că am fost acolo. Te rog să pui o minge pe stativ și să mergem mai departe. Singurul campionat mondial care a avut 2 echipe medaliate cu bronz a fost în SUA 1994. Afirmația este adevărată, este vorba de Suedia și Bulgaria. Și de o nouă minge pe stativul Portugaliei. Indonezia a jucat la Cupa Mondială, dar a făcut-o sub un alt nume. Afirmația este adevărată. Numele era Indiile de Est Olandeze. Doamnă,
mă scuzați, Portugalia. Domnul, puteți să puneți mingea. Știați acest răspuns sau v-ați bazat iarăși pe intuiție? Am înțeles, mulțumesc, dar m-am luminat, că eu am citit de 3 ori întrebarea, cu tot cu răspuns. Finala Cupei Mondiale din 1990 s-a disputat pe Stadio San Siro la Milano. Afirmația este falsă, s-a jucat pe Olimpico din Roma. Încă o minge pe stativ pentru Portugalia. Ultima afirmație. Lionel Messi a fost cel mai bun marcator al Argentinei la Cupa Mondială din 2018. Bineînțeles. Tot timpul când e vorba de Messi, de Ronaldo, trebuie să fie cu multe goluri și ei sunt cei mai buni, dar afirmația, îmi cer scuze, este falsă. Sergio Aguero cu 2 goluri a fost. Mie mi s-a părut cumva Corea, a ridicat prima fanionă, da. Dacă ai fost tu atent. Da. Da, mi se confirmă de peste tot, până și cei care trec pe stradă, are de executat un penalti, așa că trecem la fapte, gata cu vorba. Și gol pentru Portugalia, primul din cele două penaltiuri. Te rog, Portugalia, să pui o minge pe... Mulțumim! Hai să vedem cel de-al doilea penalti. Apără și pe a doua! Felicitări, Corea! Și Corea are de executat un penalti. Execuție! Fantastică pentru Corea! Te rog să pui o minge pe stativ. Iar doamnele, pentru că au fost atât de bine pregătite în cea de-a doua repriză, avem doar un penalti de executat. Foarte trist. Foarte trist. Foarte, foarte trist. Hai să vedem! Haide! Bine! Mingea trece pe sub portar. Ajunge în poartă. Pune-o. Și aduce încă o minge pe stativul Coreei de Sud. Și acum să vedem scorul final. Final al reprizei sau al meciului? Oh, deja îmi dai variante. Hai să vedem al reprizei. 3-0 repriza a doua. În a doua repriză, diferența a fost făcută clar de către minunata mea soție, care a consfințit de departe diferența care s-a înregistrat la finalul timpului de joc, respectiv acel frumos 4-0. Meciul cu Portugalia a fost unul destul de ok, având în vedere că domnii Portugalii sunt mult mai citiți decât noi, știu mai multe despre fotbal și cupele mondiale, dar mă bucur că la penaltiuri am reușit și eu să câștig un gol. Pierdut și un penalti, dar într-un final am reușit să câștigăm prin sau datorită intuiției pe care am avut-o la fanioane. Am avut o soție super tare în poartă și asta a făcut diferența, plus acele răspunsuri. În meciul cu Portugalia nu mai așteptam să avem vreo șansă, pentru că a fost un adversar pe măsură, dar am avut șansele noastre și le-am ratat la loviturile de penalti. Scor final 4-0. 4-0! Ne revedem imediat aici la Mondial în familie! Bravo! 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 Care se întâlnesc? Uruguay și Coreea de Sud. Începe chiar acum. Această echipă de club a dat 15 campioni mondiali de-a lungul timpului. Brazilia. De club.
Ești blocat pentru următorul indiciu. Stadionul pe care își dispută meciurile de acasă a găzduit finala Cupei Mondiale din 1990. Nu vrea. Este echipa care a câștigat prima ediție din UEFA Conference League. Te rog? Roma. Și mai? Mourinho. AS Roma. AS Roma, te rog să pui o minge pe stativ Coreea de Sud și să mergem la cea de-a doua întrebare. Acest jucător este actualul număr 10 din naționala Braziliei, pentru care a jucat la mondialele din 2014 și 2018. Coreea? Neymar. Fix Neymar, care ți aduce 3 puncte. N-a pus și eu, bă, tu ce le fac? Și ce-a mai câștigat băiatul ăsta? Copa Libertadores cu Santos și Liga Campionilor cu? Barcelona. Așa este, dar nu primești niciun punct, doar mă ajutai pe mine. Și transferul lui de la Barcelona la PSG a fost realizat pentru cea mai mare sumă plătită vreodată în schimbul unui jucător. 222 milioane de euro și zic să trecem mai departe, că sumele astea oricum ne incomodează. La Cupa Mondială din Statele Unite, această națională a câștigat grupa din care au făcut parte Argentina și Bulgaria. Niciun răspuns? Ba mai mult, uimire pe fețele concurenților noștri. Hai să vedem cel de-al doilea indiciu. Este naționala africană care a ocupat cea mai înaltă poziție în clasamentul FIFA, locul 5. Al treilea indiciu. Porecla acestei naționale este Super Vulturii. Te rog? Camerun? Mie-mi place. Adversarul i-a zis, nu. Nu, pentru că era vorba de Nigeria. Ești blocat pentru următoarea întrebare, care sună cum? Acest jucător a evoluat timp de 17 ani la Manchester United și a fost cel mai bun marcator al clubului până să fie depășit de Wayne Rooney. Van Nistelrooy. Ruud Van Nistelrooy. Cartonașul ți-l dau după ce dai cu mingea sau acum? Coreea, te rog să ridici 17. Mingea. A câștigat Cupa Mondială din 1966 și a reușit o dublă în finala Cupei Campionilor din 1968. N-am reușit să derulăm până acolo. Uruguay, mingea. La Cupa Mondială din 1966 a marcat de 2 ori în semifinala cu Portugalia, pe care Anglia a câștigat-o cu scor 2-1. Este clar că Bobby Charlton n-a jucat pe partea... Charlton, iertare. Sir Bobby Charlton. Dar de ce mă certați că eu am spus de la început că nu... Nu le-am cu fotbalul, cum nu le-au avut ei la întrebarea asta, cu răspunsul și cu mingile pe stativ. Lasă că, în cazul ăsta, dacă tot ai fugit de întrebarea asta, poți să o spui tu. Deși a pregătit-o și pe Bayern München, a fost campion al Germaniei cu Werder Bremen și cu FC Kaiserslautern. Sau ceva pe acolo. A, foarte aproape, e bine și așa. Cred că ei, de fapt, n-au știut răspunsul. Nu e vorba de pronunția mea. Hai să vedem al doilea indiciu. A fost prezent la o singură ediție a Cupei Mondiale, când a stabilit și recordul pentru cel mai bătân antrenor din istoria competiției. Ultimul indiciu. A condus naționala Greciei spre surprinzătorul titlu european din 2004. Este vorba de Otto Rehagel. E bucătar? Poftim? E bucătar? Pare că este un antrenor de succes dacă a adus un titlu european Greciei. Iar noi încheiem această repriză cu scor de 1-0 pentru Coreea de Sud. Mergem la vestiare. Naționala Uruguaiului, o națională interesantă, a avut mari fotbaliști ca și Forlan, Luis Suarez
și mie îmi plac atacanții, că am jucat fotbal și am fost atacant. Mă simt onorată să reprezint Uruguayul și așteptăm să vedem, sperăm să câștigăm. Vreau să merg în Qatar pentru că vreau să fac mondialul și n-am fost niciodată și vreau să fac cu mine. Prima repriză mi s-a părut ușoară, am răspuns la întrebări, am și condus prima repriză cu 1-0. Începem repriza a doua cu afirmațiile pentru domn. România a fost de două ori cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă, doar o dată în 1998. Răspunsuri greșite din partea jucătorilor, dar Uruguay are de executat un penalti. Cea de-a doua afirmație. Brazilianul Cafu este singurul jucător din istorie care a fost în teren în trei finale consecutive la Cupa Mondială. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. A câștigat în 1994 și 2002 și a pierdut în 1998. Uruguay, te rog să pui o minge pe stativ. Bulgaria și România au același număr de participări la Cupa Mondială. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. Câte 7. Coreea de Sud este cea care a dat prima răspunsul și are dreptul la un penalti. Până atunci mergem la afirmația cu numărul 4. Harry Kane a marcat 5 din cele 6 goluri pe care le-a reușit la Cupa Mondială din 2018 în faza grupelor. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. Răspunsuri corecte aici, la Mondial în familie, cred că tot Coreea a ridicat prima? Tot Coreea. Încă un penalti. Și ultima afirmație pentru domn. Keylor Navas a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale din 2014. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Manuel Neuer a primit premiul. Dar mie mi se pare că ați răspuns atât de repede încât parcă ați fost fanii domnului Navas. Da. Și portarii au fani sau normal, doar atacanții? Ei cu ce au greșit pe lumea asta? Ai și tu dreptate. Dar eu cu ce am greșit să nu știu ce? Uruguay. A ridicat fanii, nu? A fost cel care a ridicat primul fanii, nu? Bine că ești tu ochi de șoimi aici și știi toate detaliile, Uruguay să fie. Și hai să vedem, doamnele, cum se descurcă. La Cupa Mondială din acest an există cel puțin o fostă câștigătoare a trofeului care nu s-a calificat. Afirmația este adevărată. Coreea, te rog să pui o minge pe stativ și pe dumneavoastră, domnișoară, vă întreb dacă ne spuneți și care este această fostă câștigătoare care nu s-a calificat. Hai, spune. Italia este! Bravo! Adică nu, bravo că... Na, cred că sunt mulți fani... Fii atent la mine. Sunt mulți fani Squadra Azura. Da. Sau fane, da. Anglia a refuzat să participe la Cupa Mondială până în 1958. Afirmația este falsă până în 1950. Coreea de Sud este cea care a ridicat prima fanionul. Are dreptul la un penalti. Coreea de Sud. Croația are mai multe finale jucate la Cupa Mondială decât Suedia. Afirmația este falsă. Ambele au câte o finală și Uruguay își mai trece încă o minge în cont. Două naționale au reușit să câștige Cupa Mondială de câte 4 ori. Afirmația este adevărată, este vorba despre Italia și Germania și este vorba că sper că ai fost tu atent sau apelăm la VAR. Eu am fost cât de cât atent, dar mi s-a părut că au fost aproape egale. Există simultan și în fotbal, că la scrim avem din plin. Colegii din camera VAR mai au nevoie de câteva... Nu au nevoie de câteva relori, ați fost foarte apropiate. Un fel de fotofinish. Am sincronizat mințile. Se pare să, că ar fi o milisecundă pentru Uruguay. Deci Uruguay mai are de executat un penalti. Un penalti, nu-i minge. Dar era mai bine dacă apărăm eu. Ultima afirmație. Ultima afirmație. Brazilia, Germania și Argentina sunt singurele țări care au participat la toate edițiile Cupei Mondiale. Afirmația este falsă, doar Brazilia a reușit această performanță. Uruguay mai pune o minge pe stativ. Și noi mergem
la executarea penaltimurilor. Te rog să pui o minge pe stativ și eu dacă țip la dumneavoastră este din cauza arbitrului central. Bravo! Wow! Și cum a apărat portarul din fandare, doar că o fandare de gimnastică, nu de scrimă, dar mă bucur să văd astfel de execuții aici la Mondial în familie. Acolo dau în partea aia. Gata! Oh! 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 A luat, Uruguay a luat la țintă portarul. Apără Coreea acest șut. Doar vorbeai de tine. Și să vedem următoarea. Acum trebuie să-mi pun ceva la față. Bravo! Wow! Mingea aproape rupe plasa porții. Te rog, Uruguay, să pui încă o minge pe stativ. Iar doamnelor, scena va aparține. Bine. Deci e unul și unu, da. Unu. Da, era bine. Bun. Ha, dacă vrei, 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 vrei să aperți o prima? Da. Ai milă. Mamă, ce emoție am. Ai milă. Hai să vedem, întotdeauna este spectaculoasă runda doamnelor. Câte un penalti pentru puțin fiecare mai echipă. Puțin te rog. Puțin mai în spate. Perfect. Ah, frumos. Arăți puțin. Bine! Înscrie Uruguay, înscrie Uruguay, încă o minge pe stativ, te rog frumos. Uruguay, mai pune o minge pe stativ ca să poți calcula scorul adevărat. Mulțumim. Și hai să vedem și ultima execuție din această seară. Haide. Bine! Și apără! Ești ok? E bine de mine, dar sunt ok. Toată lumea ok aici. Nu, sunt ok. Bravo! Avem și scorul final al acestui ultim meci din această ediție. 3-1 pentru Uruguay. M-am uitat și eu pe tabelă, nu doar tu. Meciul cu Uruguay eu consider că am dominat tot meciul, dar norocul a fost de partea lor, la loviturile de partajare. Am câștigat destul de lejer. A fost un meci, trebuia să câștigăm și noi, că am avut un parcurs destul de prost cu SUA. Ne-am motivat puțin mai tare și mă bucur că am reușit să câștigăm. Meciul cu Uruguay a fost unul destul de amical, pentru că copiii care au Uruguay sunt prietenii noștri. Ne-a plăcut, ne-am distrat. Mă bucur că am reușit să obțin și un penalti. Îmi pare rău că n-am putut să și marchez. Sper că Alexandra e bine și ne-am rănit-o la picior. Când am ridicat fanioanele pentru întrebările cu adevărat sau fals, cred că 70% au fost pe cunoștințe. Dar undeva la 30% au fost și pe intuiție. Normal, unde nu știam, răspunsul era pe intuiție. A fost ușor, chiar dacă sunt recunoscătoare că am câștigat. Și ne-am simțit bine. Na, a fost emoționant pentru noi. Eu chiar am avut emoții tot meciul, nu știu cum că la alte meciuri n-am avut. Și vreau să mai zic că e foarte greu pentru un modern să facă așa ceva. Doamne ferește, loveam un picior, nu mai ajungeam la shooting. Deci, aș vrea să merg în Qatar, n-am mai fost niciodată la un campionat mondial. Mi-aș dori să ajung. Ne revedem la Mondial în familie, cu o nouă ediție, cât de curând. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Meciul cu Coreea de Sus Oh my god. Parcis că doar că e bun. Ah, de ce? Oh my god. Boris, Coreea de Sus. Coreea de Sus. Ah, de capul meu. Deci Coreea de Sus.
Vai de capul meu. Corea de Sus e... Corea de Nord, da. Acest program este sponsorizat de Superbet.